Acuzații grave la adresa PSD-ului vin din partea partidului Mișcarea Populară, care a susținut astăzi conferința de presă în fiecare organizație județeană, transmițând un mesaj unitar. PSD este agresiv și violent. Adrian Popan, vicepreședintele PMP Sălaj, arată că acțiunile PSD-ului în această campanie electorală sunt agresive și îndreptate în special împotriva partidului său, pe care socialdemocrații îl văd ca pe cel mai periculos adversar. Partidul Mișcarea Populară acuză PSD-ul că folosește în această campanie electorală toate mijloacele pentru a-și asigura dominația spațiului public și pentru a înlătura orice concurență. PSD-ul a pus în funcție o mașinărie politică extrem de agresivă, care își propune să distrugă adversarii politici dacă poate. În această campanie electorală, țintele principale ale PSD-ului sunt Mișcarea Populară și președintele Traian Băsescu. Pentru a-și susține acuzele la adresa PSD, cei de la PMP au dat și exemple. Avertizăm românii că PSD-ul este un partid agresiv și câteodată chiar violent. Sunt câteva fapte care ne susține ceea ce afirmăm. Primarul PSD de Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, amenință de față cu presa un judecător din biroul electoral județean Gorj, fostul prefect de Galați și membru important al PSD Galați, Emanuel Bocăneanu, este acuzat de condamnarea unei asasinate împotriva unui martor cheie dintr-un proces al dânsului. De asemenea, și domnul primar al sectorului 3, Robert Negoiță, are un conflict cu un coleg de-a său și l-a amenințat cu eliminarea fizică. Astea sunt câteva lucruri pe care noi le-am semnalat și asta întăresc faptul că PSD-ul ține cu tot din adinsul să acapăreze întreaga scenă politică în România. Și nu în ultimul rând, probabil că intenția este de a subjuga România. Cu toate că aceste acuzații vin și spre teritorii, Adrian Popan precizează că la nivel de Sălaj, șicanele PSD-ului țin de distrugerea afișelor cu candidații PMP, fără a se ajunge la acțiuni agresive.